Un tânăr de 30 de ani din clisura Dunării ne dă tuturor o lecție de viață. Deși trăiește într-un scaun cu rotile, este mai ambițios și mai muncitor decât ne-am fi putut imagina. Bărbatul conduce mașina, face lăcătușerie și în plus are cea mai mare plantație de nuci din zonă pe care o îngrijește singur. Conform observatornews.ro, pasiunea lui Zebi a fost viața și a dorit atât de mult să trăiască, să exploreze lumea și să se bucure de ea, încât a învățat să facă asta dintr-un scaun cu rotile. Un accident petrecut în urmă cu 8 ani l-a lăsat paralizat de la brâu în jos, dar nu l-a împiedicat să spere în continuare. Acum, Zebi are cea mai mare plantație de nuci din clisura Dunării, pe care o îngrijește singur. Tânărul și-a adaptat o mașină de teren încât să o poată conduce și muncește aproape zilnic. Tăria de caracter a moștenit de la bunicul său care l-a învățat să nu cedeze niciodată și să găsească soluții în orice situație. Bunicul meu a venit cu bazinele de apă, le-am udat și seara am rămas în bucătărie cu el și am povestit. M-a întrebat, mai Zebi, știi care e diferența între tine și tinerii din generația ta? Tu vrei, nu poți neapărat, dar vrei spune Zebi. Sunt alții care au picioare, au mâini și nu lucrează cât lucrează el și ambițios, e mai ambițios decât mine, decât toți. Noi avem picioare, dar el, așa ceva, are și o vie sus, s-a dus așa în căruț, a tăiat via, a legat-o, spune un vecin. Este un exemplu de dat pentru toți, pentru că nu a cedat la tot ce a urmat în cursul vieții lui după acel accident nefast care a avut loc, afirmă primarul localității. Le iau pe toate așa cum vin și încerc să le despic în patru și să învăț. Pur și simplu, asta cu nuci N-am știut, n-am știut absolut nimic când i-am plantat. Pot să zic că n-am fost nici informat și cumva pe parcurs m-am adaptat, am fost autodidact, cel puțin cu nuci. Mi-aș dori ca peste un an, doi să ajung să am producție, să vând nucile, spune Zebi. Până atunci, Zebi are planuri de nuntă, se va căsători cu iubita lui în această toamnă, relatează observatornews.ro.